Bun regăsit, dragi prieteni! În această zi am o invitată la care poate nu vă așteptați, pentru că nu este interpretă de cântec popular, nu este nici coregraf. Este vorba despre o creatoare de modă, aș putea spune, chiar dacă pentru copii, dar ceea ce este interesant, că ceea ce creează este de inspirație folclorică. Doamna Alexandrina Ardelea, care îi spun bun venit pe vatra cântecelor noastre. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitația minunată pe care am primit-o într-un cadru mierific de da, Maramureș. La pensiunea la Gorgan, unde este minunat. Mulțumim, doamne Ileana Bledea, mulțumim de atâtea ori și mulțumim, nu o să încetăm să o facem, pentru că nu o să putem niciodată să compensăm darul pe care ni l-a făcut de a fi prezenți aici la dumnea ei în pensiune. Doamna Alexandrina, să înțeleg că acest costum care are motive folclorice sau de inspirație folclorică vă aparține, dat fiind că am spus cu ce vă ocupați? Da, acest costum pe care l-am etalat acum pe, în interviu dumneavoastră, este o combinație de Maramureș și sufletul plimbărilor mele din 1972. Am avut un ștergar galben, după cum vedeți, cu cusăturile originale și cu floricele, și restul a fost alb de la un ștergar alb și l-am recroit și l-am creat, am recreat acest model. Da, n-aș zice că e un ștergar ce aveți pe dumneavoastră, pentru că arată minunat. Nu e unul, sunt trei. Și mai bine. Păi probabil de asta nici nu-ți dai seama că este un ștergar. Da. Dar nu-ți dai seama nici că sunt trei ștergari. Da. Ce altfel de costume mai creați de inspirație folclorică? Da, de altfel am o fundație, nu? Da, am o colecție în cadrul Fundației Culturale Dan Ardelea, instituită de Ministerul Culturii în 1998 și în 2004 mi s-a dat titlul de fundație de utilitate publică. Așa, din acel an am creat grupuri de copii care mi-au plimbat în țară și în străinătate pe scenele diferitelor simpozioane, la invitația centrelor culturale, la invitația tuturor ambasadelor în Europa. Ați afirmat că ați creat grupuri de copii, dar până să creați grupuri de copii, ați creat costume. Costume. De când a început pasiunea aceasta pentru costumele de inspirație folclorică? Și apoi, de ce ideea de a îmbrăca copii, pe copii? Pentru că copiii sunt, încep cu sfârșitul propoziției dumneavoastră, copiii sunt viitorul țării și eu le inspir dorința de a purta și costumul popular autentic, dar și o latură de inspirație folclorică. Și ținuta pe care eu o creez trebuie să le dea un imbold de a se ține drept în fața oricăi persoană cu intervievată. Deci de a purta cu mândrie costumul. Da. Și am realizat în decursul acestor ani, din 1997, 7 colecții. 20 de ani deja. Da. Dintre care mi-e dragă foarte mult colecția Ștergare și Marame. Deci din Ștergare, din diferite zone ale țării, intarsiate cu cusăturile minunate ale țărâncuțelor, am creat o colecție întreagă de costumi și fețe de masă.
și ștegare de la icoană și lepe. Deci, practic, de fapt, le dați o altă utilitate ștergarelor, da, prosoapelor, fețelor de masă, da? Cearceafurile. Le reinventați, practic. Le recroiesc, le regândesc, da. Dumnezeu să îi mulțumesc în fiecare zi, am această inspirație spontană când văd un lucru ce m-ar interesa să-l rearanjez. Dar nu v-ați gândit vreodată să fiți nu inovatoarea unui costum, chiar inventatoarea unui costum, de la cap la coadă, făcut de dumneavoastră, de inspirație folclorică, în sensul că ornamenticii... Da, mi-ați furat gândul. Nu că am inventat eu, însă dacă vă amintiți, cămașa, dacă, da, are formula literei T. Eu am, ca atunci când ai îndoi o hârtie în două, ea îi realiza la mijloc o gaură, iar la o treime din partea de sus ai face o curbă până jos de tăietură și așa. Care ar fi răscureala de sub braț. Da. Și o recor... cos așa, dacă e pentru băieți o tai în față, dacă e pentru fete o tai în spate și pun fermoar sau năsturași. Și după aceea acest ștergar sau material încep să, pe acest material sau ștergar încep să aplic dantele numai făcute din croșetă. Deci, ceea ce... Asta e deja element modern, nu? Pe acea croială tradițională. Da, aplicând resturi din iile vechi, din fețe de pernă vechi, din dantele de la bunici, prieteni vechi. Care poate pe altă textură, poate că ar fi aruncate, n-ar mai fi băgate în seamă. Dar le revalorificați. Deci, apropo de ideea de invenție, da, și mai am o invenție în cadrul acestei, deci asta este vorba despre o bluză, nu? Da. Dar această bluză se poate folosi de un copil de 5 ani până la 20 de ani. Cum, o să mă întrebați dumneavoastră? Elasticul este primul care mă ajută, nu are talie, aici este un elastic, pentru că o fetiță de 5 ani are o talie, o fetiță de 10 ani, de 15 ani are altă talie. Și pe interior trag frumos un elastic și aceeași lucru cu fusta. Fusta este un trapez care îi partea de sus, care îi atașez niște dreptunghiuri. Totul este geometric. Atașarea și îmbinarea se realizează cu pasmanterii și cu dantele și cu diferite culori. Normal că la mânecă, ceea ce ornez pe mânecă, voi realiza și pe fustă. Deci în ansamblu ea trebuie să aibă o ordonată, o frumusețe, să ia ochii. Și așa am realizat colecția toporaș, banțeluțe, lan de grâu, cum v-am spus, adinauri din astăzi, voaluri și barame și așa. Am de asemenea o colecție foarte iubită de mine din șifon negru și alb. De fapt, colecția se numește Alb și Negru și o rază de soare. Deci totul este o combinație între alb și negru, tot de inspirație folclorică. Deci zaghile maramureșene sunt alb-negru, alb-negru, alb-negru. Sau galben-negru, galben-negru. Nu va galben, fiindcă am spus că colecția este alb-negru. Spuneați de zadile maramureșene. Șene, cum cele sunt, și am spus că sunt și galbe. Culori, am văzut și vers cu negru. Da. Așa? Altă colecție este roșu și negru mărțișorul. Deci nu există altă culoare decât alb, negru și roșu. Dar astăzi ați venit cu o altă colecție dumneavoastră, da, să spunem, deși luată de la
poporul nostru, că așa este, de la lume adunate și înapoi la lume date. Iubiți costumul popular românesc. Foarte multe. Costumul național, am putea am spune. Am cutreierat toată țara și de mică părinții mei mi-au inspirat acest dar. Această dragoste pentru costumul popular și pentru valorificarea lui. Da. Și cum o faceți? Astăzi, de exemplu, o faceți prin prezentarea pe corpul unor fete frumoase a diferitelor costume din zonele folclorice ale țării. Da. Din ce zone, mai precis? O să le vedem după interviul nostru, da. O să le vedem. Deci, Moldova, Vrancea. Vrancea e tot în Moldova. Vreau deci să spun mai sud. Subzone, da, de Moldova subzone, de sud, da. Așa. Argeș. Muntenia, deci. Muntenia, da. Banat, urc în sus, Transilvania, Bran, Brașov. Da, tot din Transilvania. Da, tot așa. Oaș, Maramureș. O să le urmărim pe fete, să ne bucurăm și noi, și respectatorii, de ceea ce vom vedea și să ne constituim așa într-un model pentru mulți care iubesc costumul popular, să dovedească dragostea pentru costum, fie prin a-l purta, fie prin a învăța pe alții să o facă. Da, am avut o mare bucurie sufletească că mi s-a împlinit dorința de acum 3 ani. Eram la Paris și spuneam, Doamne, așa aș vrea să se poarte ia românească. Și încetul cu încetul, românculețele au înțeles că această piesă este unică. Ce căutați la Paris la vremea aceea? La Paris am fost pentru prima dată în 1997, după care am mers aproape în fiecare an invitată de centru cultural cu expoziții, de ambasadă pentru prezentări de costume autentice, stilizate. Și să nu uităm că am o altă secțiune, concerte de muzică clasică. Prezentările de costume populare acompaniate de Măriuca și de alte Măriuca Verde. Măriuca Verde. Cărei mulțumim cu această ocazie pentru faptul că ne sprijină întotdeauna atunci când venim pe tărâmul Maramureșului. Da. Și deci până anul trecut Parisul mi-a fost o gazdă minunată, nu numai Berlinul, Veneția, Roma, Perugia și alte orașe, Budapesta, Praga, Bratislava. A rămas oare din experiența pe care o aveți, a rămas Parisul capitala modei sau i-au luat loc orașe din Italia, gen Milano? Să știți că totuși Parisul este ștaiful. Romanticul Italia, corectitudinea Viena, este... Sunt în aceeași măsură, da? Da, da, da. Integrate între aceste... cele mai frumoase fete sunt românce. Bine, nu ne referim la frumusețea fetelor, ci la frumusețea și valoarea produselor prezentate. Da. Și la... Manechinele contează. La impactul pe care l-au în întreaga lume, asta contează. Știți că am prezentat de 2 ori costumele populare românești cu alte manechine decât manechinele mele. Încă o dovadă că asta contează, produsul. Da, deci am fost în... Haina face pe om, nu? Da, în Toulouse m-au chemat și în 2 zile și jumătate a trebuit să învăț niște țărâncuțe de la un castel de lângă Toulouse să fac o prezentare de modă. Țărâncuțe de la castel? Cum, cum sună? Da. Așa mi s-a prezentat, că sunt le petit peizan de notre hotel. Da. Da, interesant. Așa. Și aveam și 2 negrese. A doua experiență a mea fantastică a fost cu ocazia Zestrei Maramureșului. Emisiune realizată de Măriuca Verdeș cu fetele dânse din Asociația Călineștenii Țării
Maramureșului. Așa este, pe care deci, am avut în emisiune de nenumărate ori. Da, deci, vedeți, costumul poate să fie purtat, nu contează ce limbă și ce nație. Așa este, el vorbește prin frumusețea și valoarea lui. Da. Ei, acum, vă mulțumesc pentru că v-ați găsit timp să veniți la noi aici, la noi. Da, pentru că veniți din București ca și mine, da. Și uite că ne-am întâlnit pe tărâm neutru până la urmă. Vă mulțumesc că v-ați găsit timp să fiți în această emisiune pe Vatra Cântecelor Noastre și să urmărim colecția pe care ne-ați adus-o de costume, de data aceasta, autentice, nu? Cu manechinele... Din Maramureș. O parte din manechinele fundației exact ce, mele. Exact ce spuneați, că nu contează cine le prezintă. Da. Mulțumim mult de tot, să le urmărim. Plăcere. O zi bună.
Ce s-a stomnit, măi, doamne?